mai mare incidență o reprezintă zonele cu nivel de trai scăzut, ceea ce arată că această boală are un impact foarte mare cu nivelul de viață al populației. Județele cele mai, incidența cele mai mare sunt județele din sudul țării și câteva județe din Moldova. Deci problemele care aș dori să le rezolvăm noi aici este o locație pentru acești bolnavi chimiorezistenți. A fost pe vremuri sanatorul Solra, care s-a închis, datorită de eu și cu toată rețeaua și cu ajutorul sprijinul autorităților locale, să sperăm că vom redeschide acest sanatoriu care ar fi foarte benefic pentru acești pacienți care nu pot să fie izolați la ala lungă într-un spital județean. Deci sunt cazuri care necesită până la negativare 3 luni. Închipuiți ce înseamnă să stea un bolnav să ocupe aici un pas. Așa ne suntem restricționați cu numărul de zile de la acești bolnavi să estimează, să facă o tratări în zile de spitalizare și durata medie acceptată de Casa Națională este de 40 de zile pentru bolnav. E bine, avem bolnavi care nu se negativează nici la 60 de zile și atunci unde să-l trimitem?